Bun găsit! Tot din Grecia, țara în care îmi petrec o lună din an împreună cu familia, a treia mea casă și unul dintre locurile mele preferate atunci când vine vorba de gastronomie. Bucătăria grecească e simplă și foarte gustoasă, mai ales când e stropită din belșug cu ulei de măsline. Astăzi vizităm împreună orașul Salonic, sau Thessaloniki, așa cum e denumit în limba greacă. Legenda spune că numele orașului vine de la Thessalonica, sora lui Alexandru cel Mare, cel care a fondat orașul. Tatăl ei, Filip, ar fi botezat-o așa pentru că a aflat vestea nașterii ei după ce a învins Thessalia. Nike, în limba greacă, înseamnă victorie. Thessaloniki, victoria asupra Thessaliei. Suntem în centrul orașului Salonic, în piața Aristotel. De altfel, filozoful grec s-a născut nu departe de Salonic, în Halkidiki. Toată această zonă a orașului a fost distrusă în anul 1917 de un incendiu devastator. 9500 de clădiri au ars și 70.000 de persoane au rămas atunci fără locuință. Și a fost momentul în care centrul orașului a fost reconstruit de un comitet de arhitecți. Acum 5 ani am vizitat pentru prima oară Salonicul și am fost plăcut surprinsă tocmai de caracterul gastronomic al acestui oraș. Se mănâncă bine în Salonic, indiferent unde alegi să te așezi și indiferent la ce oră alegi să te bucuri de savoarea locală. Noi ne-am început aventura în Salonic într-o zi fierbinte, cu o plimbare prin piața locală. Piața din Salonic se renovează, va arăta foarte frumos și modern. Până atunci, mergem să vizităm piața veche. Haideți cu mine! Prima oară am vizitat această piață acum 5 ani, în ultima zi din an, adică de Revelion, și am fost fascinată de atmosfera pieței, de energia și de gălăgia din piață. Astăzi atmosfera este mult mai relaxată, e o zi de vară, foarte mulți dintre locuitorii din Salonic și-au luat o săptămână liberă în această perioadă. Haristopoli. Această doamnă mi-a oferit câteva măsline din Kalamata, Kalamon, care sunt absolut delicioase. Iar eu, care sunt un mare fan măsline, sunt recunoscătoare. E o experiență pe care o recomand. Forfota și energia acestei piețe sunt un adevărat spectacol. Efaristopoli! Thank you! Thank you so much! You are beautiful! Say to me! Efaristopoli! Renico Trifota Ledo. Κούκλα. Είναι μαζί, παρέ, όλοι μαζί. Κούκλα είναι. Ναι, και ούζο, τσκώ. Δεν πίνω ούζο εγώ. Τρώω. Πήρα, εσύ πήρα. Εγώ πήρα. Μπορεί και ούζο, ούζο. Και εγώ ούζο. Ούζο. Și chiar dacă nu este cel mai sănătos mic dejun, am hotărât totuși să intrăm într-o patiserie. Nu ai cum să treci pe lângă patiseria deschisă în anii 40, situată foarte aproape de piața Aristotel, fără să intri, fără să te oprești și fără să-ți dorești să guști din prăjiturile expuse în vitrine. Ta paradosaca ta trigonatia, trigonati cremas, που βγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Βγαίνουν τα παραδοσιακά, τα χειροποίητα πίτες, πιτοειδή γενικότερα, σε μικρά ή σε μεγάλα μεγέθη. Η κλασική τυρόπιτα εσφολιάτα που βγάζουμε από το 1948 παραμένει το ίδιο. Από εδώ έχουμε τα γνωστά σιροπιαστά Θεσσαλονίκης. Έχει τουλουπάτια, κουρκουμπίνια, καταϊφάτια, μπακλαβαδάκια, ροξάκια. Έχει αρκετά μεγάλη ποικιλία. Είναι τα κλασικά τα σιροπιαστά. Εδώ μπορούμε να βρούμε διάφορα κρουασάν για πρωινό, διάφορα αυτοσκευάσματα για πρωινό. Κλασικοί κουραμπιέδες Θεσσαλονίκης, πολύ ωραίοι κουραμπιέδες. Και από εκεί πέρα, γι' αυτό που είμαστε φημισμένοι και που υπάρχει αυτό το κατάστημα εδώ πέρα, είναι τα κλασικά μας τα τσουρέκια. Το κλασικό το τσουρέκι. We have something similar in Romania that is called kozonak. Να, δεν το ήξερα. Ναι, ωραία. Το κλασικό τσουρέκι σοκολάτας, με επικάλυψη σοκολάτα, με λευκή σοκολάτα επικάλυψη και κρέμα κάστανο, με πορτοκάλι γεμιστό μέσα έξω, λεμόνι γεμιστό μέσα έξω, με κούκις, με μπισκότο ωραίο,
με φιστίκι Αιγίνης, εδώ με κανέλα. Εδώ έχουμε την παραδοσιακή πατησέρι. Τα παραδοσιακά παστάκια, μικρά παστάκια, μικρές πάστες να το πω έτσι, για κάποιον που θέλει να κεράσει τον κόσμο. Και οι κλασικές μας οι πάστες, προφιτερόλ, τυραμισού, η τάρτα, ο μπαμπάς ο κλασικός. Și acum urmează partea cea mai dificilă, trebuie să alegem ceva să gustăm, dar e foarte greu să alegi puțin din atât de mult și atât de bun. Mă uitam puțin la zona de produse sărate, de patiserie și cred că voi lua ceva tradițional. Ecaristopoli! N-am plecat cu mâna goală, ca de obicei. Avem o gustare sărată și un desert, tiropita, plăcinta cu feta grecească, sărată, și mini babas, e ca o mini savarină, dar foarte gustoasă, varianta grecească. Haideți să le gustăm împreună! Este caldă. Miroase foarte bine. Dacă ajungeți în Salonic sau oriunde în Grecia, puneți tiropita pe lista voastră. Trebuie neapărat să gustați această plăcintă cu feta. Este delicioasă. Mi-era, recunosc, foarte poftă de babas, așa se cheamă. E o savarină în miniatură. Mi-a privit ce drăguță este. E minunată! E un singur loc în Salonic în care se poate mânca o pita gyros originală, așa cum se făcea în Constantinopol. Și acel loc este aici. Local Brunch se numește și Ana, gazda noastră, ne va primi în bucătăria ei. Ένα φύλλο πίτας είναι αυτό. Θα γίνει αυτό, θα ψηθεί, θα ψήσουμε την πίτα, θα την και στις δύο τις μεριές και μετά θα βάλουμε cream cheese, ντομάτα, το γύρο αυτό εδώ πέρα και σερβίρεται. Cream cheese, it's very hot. Cherry, homemade gyros. We close. Ana este cea care ne-a primit în bucătăria ei și ne-a dezvăluit toate secretele acestei rețete. Și acum voi gusta, recunosc, pentru prima dată, din această variantă de pita gyros. Wow! Este incredibil de bună, foarte gustoasă. N-are nicio legătură cu gyrosul pe care îl cunoaștem cu toții. Așa că dacă ajungeți vreodată în Salonic, vă recomand acest loc. Gustul e absolut minunat. Călătoria noastră prin Salonic a continuat pe apă. Miratologio. And you know a little bit of Romanian. Yes, mulțumim, cu plăcere. Haide sus, drebete. Salut. Salut. 37 minute, cruz. Ok, we are coming. Am luat barca pentru a face un tur al portului. Trebuie să știți că e o plimbare gratuită, atâta vreme cât îți achiți o băutură pe barcă. Iar noi am ales să savurăm un cafe frappé. De ce? Pentru că e o băutură care a fost inventată în Salonic. O băutură care a fost inventată în mod accidental. Cafe frappé este celebră nu doar în Grecia, ci în întreaga lume. Mai exact, ea a devenit cunoscută lumii întregi în anul 2004, în timpul Jocurilor Olimpice de la Atena. Există chiar și un articol în Los Angeles Times despre cafe frappé. Yes, Haristo. Thank you so much. You're welcome. La revedere.
Am ajuns într-un soi de piață de restaurante, un bazar al tavernelor grecești și căutăm taverna unde bucătarul ne așteaptă să ne pregătească ceva tradițional. După amiaza, ne-a găsit la taverna Bazayazi din Salonic, o tavernă cu tradiție. Mihali este cel care ne-a primit și ne-a servit, iar Nefeli, fiica proprietarului, ne-a povestit puțin despre istoria acestei taverne pe care tatăl ei, un artist, a înființat-o. It's a place to gather, to drink ouzo with friends. We have also small plates, it's not like really fancy the plates. It's simple tastes, and we have typical Greek plates like sahanaki, which is made with tomato sauce, Greek feta and origan, fresh olive oil. We have fresh fish. Here in Greece we enjoy fresh fish. We have it in plenty. So every day we have different plates. You can enjoy our ouzo, reki, our wine from our islands. I think this is what makes us unique from our product. I know that this is a family business. Yeah. And it started many years ago. Yeah. It started 20 years back from now. My father, he made the first move to open his own restaurant. By making small baby steps, he took his restaurant and did it bigger. And after 20 years, now we have another restaurant, a little outside of the city, which is called Harasisai. It's mainly seafood. And it's also a family business with me and my sisters and our father. We try to manage both restaurants. Mâncarea la această tavernă a fost absolut delicioasă. Am început cu un fel tradițional, un aperitiv cald, brânză feta la cuptor, cu roșii, ardei, condimente, puțin picantă, absolut delicioasă. Este absolut delicioasă. E o explozie de gusturi. Am continuat cu supa de pește și creveții saganaki. Mă topesc. Oamenii ăștia gătesc genial. După cât de bune au fost celelalte feluri de mâncare, cred că nici acesta nu mă va dezamăgi. Jos pălăria în fața grecilor. Yamas. E timpul să mă bucur de o masă în Grecia, alături de Flavius, care a filmat până acum și bănuiesc că este foarte greu, pentru că el simte și mirosul acestor mâncăruri. Așa că vom lua masa împreună, după care vom merge spre un nou loc. Am păstrat loc pentru desert și asta pentru că a urmat o plimbare foarte plăcută până la una dintre patiseriile mele preferate din Salonic. Se numește Constantinidis și are o tradiție de 102 ani. Zoe a fost gazda noastră de la Constantinidis, care ne-a povestit puțin din istoria acestei afaceri de familie. Η σύνδεση της οικογένειας Κωνσταντινίδη με τη ζαχαροπλαστική ξεκινάει τη δεκαετία του 1890 στη Μικρά Ασία, όταν ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο τότε της Κωνσταντινούπολης, ξεκινά να εργάζεται σε έναν εύπορο ζαχαροπλάστη της περιοχής, όπου και πρωτοπαρατηρεί τον τρόπο παρασκευής των γλυκών. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία της οικογένειας. 10 χρόνια μετά, το 1932, ο Λάζαρος επιστρέφει στη Λάρισα και ανοίγει το πρώτο μικρό ζαχαροπλαστείο. Το 1974, ο μεγαλύτερος γιος του Λάζαρου Κωνσταντινίδη, ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, εισέρχεται ενεργά στην επιχείρηση και γίνεται ο συνεχιστής της οικογενειακής παράδοσης που δημιούργησε ο συνωνόματος παππούς του. Το 1983, η οικογένεια Κωνσταντινίδη αναβαθμίζει τα ζαχαροπλαστεία που είχε ήδη στη Λάρισα και στον Πλαταμόνα. Και το 1992 ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, κατεβαίνει στην Αθήνα, ανοίγοντας τότε το πρώτο του κατάστημα στην Κηφισίας 129. Με πρωτοπορία για τα δεδομένα για τα εκείνα χρόνια, το ανοιχτό παρασκευαστήριο. Τα πάντα γίνονται μπροστά στον πελάτη. Από τότε μέχρι σήμερα τα καταστήματα έχουν γίνει 10 καταστήματα στην Αθήνα και 2 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Prăjitura vedetă a acestei patiserii, deși vorbim despre o patiserie grecească,
este o prăjitură franțuzească, milfoi. Cei de la Constantinidi sunt celebri pentru milfoiul pe care îl pregătesc într-un fel aparte, să spunem, dar și pentru dimensiunea acestei prăjituri. Cel mai mare milfoi pe care l-am văzut vreodată, l-am văzut aici, în Grecia. Αυτό είναι ekmek, παραδοσιακό γλυκό. Από κάτω έχουμε ζύμη τσουρικιού σιροπιασμένη, με πλούσιες αντιγύες. Μπορούμε να προσθέσουμε και ξηρούς καρπούς. Και εδώ έχουμε το γεννιώτικο που είδαμε και πριν. Απλά έχουμε προσθέσει και σαντιγύ. Μιαμ, μιαμ. După ce am aflat și am văzut totul despre această patiserie, a urmat degustarea. Abia aștept să gust din milfoi. Avem aici două porții. Una este pentru Flavius, care e acum în spatele camerei. Am venit din Franța să mănânc milfoi în Grecia. Puteți să-mi spuneți că nu-i cea mai bună alegere, dar credeți-mă, nu e prima oară când încerc milfoiul de la Constantinidis și este foarte bun, foarte bun. Au rețeta lor proprie, nu e tocmai rețeta aia clasică franțuzească. Deci e un milfoi grecesc, să-i spunem așa. Ascultați aici. Absolut minunat. Se pricep grecii și la milfoi. Este suficient de crocant, dar nu atât de crocant încât să nu îl poți mânca cu o furculiță de unică folosință, ceea ce e mare lucru, și are multă, multă cremă, nu e prea dulce, e perfect. Ah, e un vânt foarte puternic astăzi în Tesalonic. V-am păcălit! Am încheiat ziua într-un restaurant gastronomic. Am luat cina la Olympos Nausa, un restaurant legendă al Salonicului. A trecut prin război, ocupație și eliberare. Un restaurant care s-a redeschis de curând, un restaurant gastronomic, unde bucătăria tradițională grecească a fost adusă la un nou nivel. Despre istoria acestui restaurant ne-a povestit mai multe Leo. Back in the 1920s, it was two brewers here, Olibos and Nausa. The one was here and the other one was in the bar, the next building. And they were making beer. That was their first goal. Then they made one together, the name Olibos Nausa, and they made a cabaret here with dancers and a show and some drinks mostly. Later, in the 50s and 60s, it became a restaurant, and then that's where the legend began. It was very famous. Politicians came here, people from other countries to visit. The food was excellent here. In the later 80s and 90s, it began to have a little bit of a downfall, and there were only 5 or 6 waiters here that kept the place alive, and they were doing all the work and some cooks in the kitchen. And it closed in 1994. Until then, until in almost the 2010s and 11s, it was a building that was not, there was no one here. It was broken with everything not in order. Then a company decided to make it the legend that is here as well now. We had a Turkish population, Armenian population, Jewish population, and it was the center of the Balkans here. So a lot of cuisines, a lot of people, lots of new ideas, and that's what we try to do here, to mix all those together and get a beautiful result. Ce mi-a plăcut foarte mult la Olympos Nausa este că au păstrat rețetele tradiționale pe care le-au adus în actualitate. Am decis să comand sărmăluțele grecești numite dolmas. Sunt sărmăluțe în foi de viță de vie, umplute cu orez, cu mugur de pin și cu stafide. Sunt foarte curioasă cum arată această reinterpretare, această actualizare a felului tradițional de mâncare. Avem această spumă făcută din ou, care însoțește sărmăluțele, și perluțele de lămâie, care au o mică legătură cu bucătăria moleculară, să-i spunem. Voi încerca această variantă de dolmas. O variantă al zilelor noastre, să spunem.
Îmi place mult combinația. Gustul este foarte asemănător cu gustul tradițional, dar în același timp au o notă aparte. Exact ce vă spuneam, e vorba de mâncare tradițională adusă puțin în prezent, în actualitate. Delicioase sunt! Bun. Au fost investite cel puțin 18 ore în prepararea acestui miel și credeți-mă că se simte la gust, se simte diferența în textură, în absolut tot. Mă felicit pentru alegerea pe care am făcut-o. E adevărat că știu despre tradiția și priceperea grecilor de a găti carne de miel. Trăim într-o lume nebună în care totul se întâmplă rapid, mâncarea se gătește rapid, fast food-ul are foarte mare succes și mă bucur că am ales să mănânc ceva gătit, domol, încet, cu mult timp și cu multă iubire, probabil, pentru că altfel nu-mi explic cum ar putea să fie atât de gustos. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie culinară și vă invit și săptămâna viitoare și ne vom delecta cu mâncare tradițională italiană. Vom lua prânzul cu Tania, o tânără italiancă din Toscana, care s-a mutat de curând la Nisa. Tania ne-a invitat într-un restaurant tradițional unde a mâncat de mai multe ori și despre care afirmă cu tărie că e autentic. Îl vom cunoaște apoi pe Simone, un sicilian care a deschis una dintre cele mai de succes pizzerii din Nisa. Încheiem ziua la un restaurant italian din Monaco. Invitat la cină este consulul onorific al României la Monaco, medicul cardiolog Constantin Turchină. Pe curând!